Am văzut reacțiile voastre la primul clip cu trucuri pentru Waze, așa că am zis că e momentul să nu mai amânăm partea a doua și să o facem acum. Așa că iată, pentru astăzi am pregătit încă 6 trucuri pentru aplicația Waze care te vor ajuta să folosești aplicația mai bine și să ai niște funcții care în anumite situații s-ar putea să fie de folos. Și fără alte introduceri, hai să trecem la primul truc. Pentru primul truc să presupunem din nou că mergem la Ploiești și am pus în Waze ca destinație Ploiești și ce cred eu că nu știe multă lume este că dacă trebuie să te întâlnești cu cineva la Ploiești, să zicem, și vrei să îi spui, să îi arăți când ajungi acolo, poți să-i trimiți localizarea ta exactă. Oricum ai Waze-ul deschis până acolo, oricum îți consumă Waze-ul baterie, așa că dacă îi trimiți localizarea exactă, nu vei simți că se schimbă ceva. Cum e în cazul în care trimiți localizarea în alte aplicații. Deci în Waze mi se pare că e chiar utilă funcția asta și ce trebuie să faci este ca după ce ai setat destinația să dai click aici jos unde îți apare în cât timp ajungi până acolo și să apeși pe butonul ăsta de distribuie. Și apoi poți să alegi să distribui pe WhatsApp, prin mesaj, prin Messenger și așa mai departe, dar noi o să distribuim pe WhatsApp și haide să distribuim către numărul ăsta. Am trimis și ar trebui să ajungă pe telefonul ăsta notificarea. Ok, a ajuns. Și hai să arătăm și cum va vedea persoana respectivă locația ta exactă când îi trimiți linkul ăsta. Ăsta este mesajul pe care îl primește pe telefon persoana căreia îi trimis tu locația ta exactă și are aici un link pe care îl poate accesa ca să vadă unde te afli în timp real. Partea faină este că nu trebuie să aibă aplicația Waze instalată sau nu trebuie să fie neapărat pe telefon când deschide linkul, ci îl poate deschide și de pe laptop dacă vrea, pentru că îi se deschide o pagină de browser în care vede traseul, vede unde te afli exact, dar vede și ora la care ajungi. Mie mi se pare utilă funcția asta pentru că dacă te oprești să faci o pauză sau dacă este trafic mai mare, mai mult decât te așteptai, persoana respectivă o să vadă că s-a modificat ora la care ajungi la destinație și știe când să te aștepte acolo. Deci folosește funcția asta de ori câte ori crezi că ți-ar fi utilă. Trecem mai departe, iar al doilea truc te ajută să decizi mai ușor în ce direcție ai vrea să mergi atunci când folosești Waze-ul ca să ajungi la un punct de destinație, pentru că, în general, Waze-ul îți arată cea mai rapidă rută până la destinație. Doar că, mai ales în oraș, tu s-ar putea să știi că dacă mă trimite Waze-ul pe acolo, e o intersecție foarte grea sau o intersecție care de obicei se blochează și n-aș vrea să merg pe acolo. Și Waze-ul te trimite acolo doar pentru că, nu știu, câștigi un minut comparativ cu a merge pe altă rută. Soluția este să te uiți aici pe Waze, să dai din nou click pe timpul pe care l-ai până la destinație și să apeși pe butonul de rute. Și apoi o să-ți apară o listă cu mai multe direcții și, într-adevăr, din lista asta nu înțelegi nimic, pentru că dacă nu cunoști străzile direct, nu o să știi care e diferența, dar ai în partea de sus butonul de vizualizare hartă. Mie îmi place să folosesc butonul ăsta pentru că mi-arată exact pe hartă pe unde aș putea să o iau și ce timp fac până acolo. Adică, uite, dacă merg pe linia verde, o să fac 51 de minute până la Ploiești, dacă merg pe linia albastră, o să fac 55 de minute. S-ar putea ca diferența asta de 4 minute pentru mine să nu conteze, adică să prefer să mai merg, să ajung cu 4 minute mai târziu la destinație, dar să știu că n-am luat-o pe un drum mai nasol sau printr-o intersecție grea și așa mai departe. Funcția asta e utilă mai ales când mergi în oraș, dintr-un punct în altul în oraș, pentru că așa poți să vezi pe ce străduțe te duce și să alegi străduțele care sunt mai ok pentru tine, dar de dragul exemplului am lăsat destinația Ploiești de data asta. Hai să trecem la al treilea truc. Pentru al treilea truc o să folosim și o aplicație de muzică. Nu știu dacă obișnuiești să asculti muzică atunci când conduci sau să o asculti de pe telefon, dar dacă faci asta să știi că poți conecta aplicația de muzică la Waze, astfel încât să nu mai ieși din Waze când vrei să schimbi piesa sau când vrei să o pui pe pauză. Și ca să faci asta, cel mai probabil îți apare deja în dreapta sus butonul ăsta de muzică, acest buton de play sau o notă muzicală sau ceva de genul ăsta și dacă dai pe ea, o să-ți arate o listă de aplicații de muzică cu care ești conectat, pe care Waze-ul le-a identificat în telefonul tău și poți să dai, în cazul meu, pe reiare darea ca să pornească aplicația și să înceapă o piesă.
Și de aici pot schimba piesa, pot să dau play, pot să dau pauză și așa mai departe, dar ai și o setare specifică pentru treaba asta, în cazul în care nu-ți apare aplicația pe care vrea tu să o vezi aici. Ca să ajungi la acea setare, trebuie să dai pe lupa asta din stânga jos, să te duci la setări, pe butonul de setări de sus, și ai acest buton de player audio. Și aici ți apare o listă de aplicații de muzică sau de audiobook-uri cu care Waze are un parteneriat și în cazul în care ai aplicațiile instalate, le poți activa de aici sau le poți dezactiva dacă vrea ca unele să nu-ți apară. Spre exemplu, dacă eu aș vrea să nu mai apară YouTube Music, apăs pe Disconnect și nu o să mai apară YouTube Music în Waze. Dar altfel, dacă te conectezi cu aplicația pe care o folosești tu de obicei pentru muzică, uite, are inclusiv Spotify, Tidal și așa mai departe, o să te ajute să schimbi piesele mai ușor. Și mai departe, iar al patrulea truc te ajută să găsești cel mai ieftin carburant. Nu știu dacă știi, dar Waze-ul are funcția asta, tot ce trebuie să faci este să te duci pe lupa asta de jos, să apeși aici unde scrie încotro, să dai click aici și după cum vezi îți apar niște iconuri aici sus și dacă dai click pe iconul ăsta cu stațiile de carburant, o să-ți arate o listă a stațiilor de unde poți pune carburant în traseul tău, în drumul tău spre Ploiești, cum e în cazul exemplului nostru. Dar dincolo de asta poți da pe rotița asta din dreapta sus și poți alege cum să aranjeze stațiile pe listă. În mod normal, e aleasă opțiunea asta de distanță, deci îți arată cea mai apropiată stație de carburant, dar poți să bifezi preț. Și în momentul în care bifezi preț, va reconfigura lista și îți va arăta o listă cu stațiile de carburant în funcție de cel mai mic preț. Și practic poți să vezi unde este carburantul mai ieftin și dacă îți convine brandul respectiv, să te duci acolo pentru că știi că mai economisești niște bani. Bun, și dacă tot suntem aici, vreau să-ți arăt și al cincilea truc care are cumva legătură cu zona asta, pentru că tot aici, de unde ai selectat stațiile de carburant, să știi că poți selecta și alte lucruri utile ție. Spre exemplu, dacă dai click pe aceste trei puncte din dreapta, o să-ți arate o listă cu categorii de locații, să zicem așa, în linii mari. Spre exemplu, dacă ești în căutarea unei farmacii, uite că ai și o categorie cu farmacie aici. Dacă dai click pe farmacie, o să-ți arate o listă de farmacii aflate în jurul tău sau în drumul tău spre destinație și poți să vezi unde e cea mai apropiată farmacie și să mergi foarte ușor la ea. Altfel, trebuie să stai tu să te gândești, băi, dar oare unde era o farmacie în drumul meu spre centrul orașului și s-ar putea să nu o nimerești chiar pe cea mai apropiată pentru că e ascunsă în vreun colț de bloc sau ceva de genul ăsta. Dar astfel, cu Waze, o găsești mult mai ușor. Și dincolo de farmacii, mai ai și alte categorii utile, magazine alimentare, spitale, sper să nu-ți trebuiască niciodată, dar ai aici. Sau, ce mi se pare mie important, ai și acest buton de parcare și îți arată la destinație unde există parcări amenajate ca să știi să nu stai să cauți pe străzi un loc unde să îți lași mașina, ci să știi că există un loc amenajat de parcare unde poți să-ți lași mașina pentru că pentru asta e locul ăla făcut. Cred că asta e utilă mai degrabă în străinătate, unde nu prea poți lăsa mașina pe străzi și astfel știi clar unde poți să o lași la destinație folosind funcția asta. Pentru al șaselea truc ne-am mutat aici la calculator pentru că despre asta este, despre cum poți folosi Waze-ul pe laptop sau pe PC. Dacă ești ca mine și stai mai mult la calculator decât stai pe telefon, să știi că îți poți stabili deplasările direct de pe calculator fără să mai folosești telefonul pentru asta și tot ce e de făcut este să intri pe Waze.com, atât de simplu este, Waze.com, și zici aici, de unde aș vrea să plec? Păi, uite, dacă bifezi your location, îți alege locul exact în care se află calculatorul tău, zici că vrei să zicem că vrem să mergem de aici până la în Piața Unirii. Hai să zicem așa, Piața Unirii, când să mergem? Hai să mergem mai târziu, nu? Să spunem că aș vrea să ajung la 2:30 după amiaza. Și pe lângă faptul că o să-mi arate traseul aici, o să-mi spună cât timp ajung, pot apăsa pe butonul ăsta de Save to App. Și în momentul ăsta, în telefonul meu, Waze îmi arată destinația asta, fără să fi trebuit să setez eu lucrurile astea de pe telefon. Și hai să vedem cum se întâmplă lucrul ăsta. Când deschizi Waze-ul, o să-ți apară această bară cu un control și dacă ridici așa puțin
de ea o să-ți arate destinațiile salvate, adică locurile unde vrei să mergi în viitor. Și după cum vezi, îmi apare aici și drumul meu către Piața Unirii și îmi spune că ar trebui să plec la 14.05 ca să ajung la 14.30. Și dacă dau click aici, deja Waze-ul se setează lucrurile și pot să mă urc în mașină și să plec direct. E mult mai util așa, pentru că dacă știi că în următoarele zile trebuie să pleci la 5 întâlniri, ți le setezi pe toate de aici, le salvezi în aplicație și apoi doar deschizi telefonul și ai lucrurile gata, setate. Acestea au fost cele 6 trucuri de astăzi și dacă ți-au fost utile, te invit să apeși pe butonul de thanks de mai jos. Iar dacă vrei să vezi un alt clip util tot cu trucuri de Waze, în cazul în care nu l-ai văzut deja, îl găsești aici.